am venit aici, eu îl legitimez pe dumnealui, l-am legitimat, i-am documentele. Și dacă aveți pretenții financiare asupra dumnealui, pe care nu ați ajuns la un consens, vă îndreptați în instanța de judecată. Sub nicio formă nu decideți dumneavoastră și nu luați dumneavoastră direct măsuri împotriva dumnealui să-l constrângeți. O întrebare, domnul meu. Chiar dacă sunt regulamente expuse în această parcare, pe fiecare stâlp, e exact... Regulamentele nu pot contraveni legislației privată. În vigoare. Chiar pe proprietatea privată. Da. Pentru că proprietatea privată, în cazul de față, este o parcare deschisă circulației publice. Da? Cum trebuie să ne supunem rigorilor legii și literelor din lege, da? Nu aveți dreptul să luați dumneavoastră alte măsuri. Chiar dacă dumneavoastră ca o societate comercială, SSG, da, în cauză, și dumneavoastră ca practică, aveți o aveți un contract, da? Dumneavoastră aveți dreptul la anumite activități care sunt permise pe lege. Păi, nici de cum nu aveți dreptul să vă adresați. Păi, uitați-vă ce zice, că noi n-avem... Domnule, vezi perioada de acolo, acolo sunt parcate 300 de mașini ale angajaților de la mall. Asta. Mâine dimineață ei vin aici. Eu ce fac mâine dimineață? Dați-vă mod mașina. Cum o? Cu ce o blochez? Domnilor, noi v-am atras atenția... Nu vă mai întreb încă o dată. Păi cu ce? Spuneți-mi legal. Am voie de blocatoare. Păi nu am 300 de blocatoare. Cu câte aveți? Bun. După care, sau vă sun pe dumneavoastră. Sau vă închideți parcarea, domnule. Nu vreau să închid, nu sunt obligat. Că dumneavoastră nu există. Trebuie să vă încadrați în limitele legii. Da? Ori vă închideți cu bariere sau găsiți o variantă. Da. Ori lăsați deschisă și atunci... Așa, bun, îi blochez mașina cu... Eu blochez cum din asta. După care vă sun pe dumneavoastră? Dacă nu ajungeți la consens cu persoana respectivă, că așa, nu să vă plătească, ne sunați pe noi. Ce faceți dumneavoastră? Veniți noi aici. Legitimăm persoana, iar dumneavoastră îl acționați în judecată.